Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorombac și vă prezint știrile publica.md. Tot mai multe femei sunt nevoite să întrerupă sarcina la indicația medicilor. Motivele principale sunt sănătatea precară a fătului, dar și pericolele pentru viața gravidei. Față de 2015, numărul acestor intervenții a crescut anul trecut cu peste 100 de cazuri, fiind înregistrate aproape 700 de avorturi recomandate. Republica Moldova și Ucraina se vor sprijini reciproc pentru păstrarea suveranității și integrității teritoriale a ambelor state. La această înțelegere au ajuns copreședintele adunării parlamentare a parteneriatului estic Marian Lupu și reprezentanții Radei Supreme de la Kiev în urma unor întâlniri oficiale. Un bărbat de 36 de ani a fost internat în secția de reanimare după ce a fost lovit în plin de o mașină. Accidentul s-a produs aseară în orașul Bălți. Potrivit poliției, victima a traversat strada neregulamentar. Bibliotecile din Moldova vor fi nu doar locuri pentru studii, ci și pentru odihnă. Ministerul Culturii propune transformarea lor în centre multifuncționale în care doritorii să poată învăța cât mai multe lucruri noi, dar și să practice diverse activități utile. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară de Profil. Rusia declară război propagandei împotriva sa. Ministerul de Externe de la Moscova a creat o secțiune pe pagina oficială a instituției unde sunt publicate toate știrile pe care aceștia le consideră false și care sunt menite să strice imaginea Federației Ruse. Un papagal a devenit vedetă pe internet după ce a apărut într-un videoclip. Acesta cântă în filmuleț piesa The Monster, interpretată de vedeta americană Rihanna și rapperul Eminem. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.